Carmen Iohannis nu se alătură colegilor săi din învățământ care vor intra în grevă generală luni. Soția președintelui, profesoară de limba engleză la colegiul Gheorghe Lazar din Sibiu, nu este membră de sindicat. Astfel se va prezenta la ore luni 22 mai, chiar dacă ceilalți profesori vor intra în grevă generală. Decizia aceasta, vă reamintesc, vine în urma discuțiilor pe care le-au avut profesorii cu premierul Nicolae Ciucă, dar și cu Marcel Ciolacu și, de asemenea, cele de ieri cu ministrul educației Ligia Deca.